Da, deci continuăm tematica mountain bike cu invitații noștri din seara asta, niște băieți extraordinari care au niște povești incredibil de frumoase și mi se pare și eu redescoper sau descoper anumite etape din sporturile astea, pentru că și eu am practicat orientare turistică. Dumnealor merg prin pădure cu bicicleta, că așa sunt traseele și au oportunitatea de a cunoaște zone superbe. Dar o să mai bine să-i las pe ei să povestească ce și cum în raport cu latura competițională și o să-l întreb pe Alex. Alex, cum a fost la prima competiție a ta? Cred că mi-am dat seama că sunt abia după ce am terminat, pentru că eram foarte, cum să zic, în Trăiai momentul, forță acolo. erai... Da, eram atent la Conexiunea fiecare era 100% la eveniment. chestie. Da, să nu, în primul rând să nu cad, că aveam în față mult mai multe alte chestii de făcut, vorba aia, aveam, puteam să lipsesc la job sau, mă rog, dar eram 100% acolo, chiar dacă n-am făcut eu la nivelul la care mergeau ceilalți, poate, sau nu m-a interesat asta neapărat, fiind prima chestie, eram mai Bănuiesc atent că la targetul era traseu. să termin cursa inițial. Da, chiar și când am terminat, eram surprins că am terminat-o pe bicicletă în continuare și la ce coborâri erau, pentru că, ți-am zis, după ce am terminat, am dat seama că stai așa, că erau niște coborâri care nu le-am făcut niciodată La gura și umană. aș fi, da, erau și niște șanțuri din alea care dacă ai fi luat Da, pentru stânga că sau dreapta. Trasee sunt rigole, sunt scorburi, rădăcini de copac, sunt petroaie, sunt terenuri foarte accidentați și da. instabili, da? De asta și ales traseul și de asta are și frumusețea lui sportul ăsta și vorba ta, că m-am bucurat că am terminat pe bicicletă. E ok. Asta a fost la prima, la a doua și la ultima, asta care a fost acum 2 săptămâni. Diferența a fost că ultima a fost după ploaie, a fost un teren umed, bălți multe A, și crește și gradul de dificultate. Pe de o parte era ceva nou, nu era ca și cealaltă, pentru mine cel puțin, și mi-am dat seama destul de repede că nu mai ocolesc nicio baltă, că oricum tot aia e și am dat înainte Da. și a fost ceva, cum să zic, mă simțeam bine că fac chestia asta și nu mai gândeam că-s murdar din cap până în picioare și Da, era irrelevant la un anumit nivel. Da, exact, toată lumea se chinuia, era cum vedeam la televizor că-s războaiele, poate, sau toată lumea vin morcirile și scapă cine poate. Și am văzut câteva căzători chiar în fața mea, live, adică în față, efectiv. Ok, sunt și de Da? asta. E o regulă, Inevitabil. deci eu din câte știu, din copilărie, știu o lege. Dacă te bagi în apă, s-ar putea să te uzi. Știi? Așa Da, și în chestia asta. Te da, aștepți la toate consecințele astea, și pozitive și negative. Ia să întrebăm și pe David, cum a fost la prima ta competiție? La prima mea competiție a fost chiar frumos, mi-a plăcut. Lume multă, ok. Unde a fost prima? La Bicaz a fost Deci e prima în competiție. zona Bicaz, da, e o Da. zonă destul de accidentată, ca să e Da. zonă de munte, să ținem cont și de aspectul ăsta. Dar de vârsta ta, ai mulți competitori, ai mulți în categorie? Că de fapt astea sunt La categorii. unele competiții, da, la unele nu. Da, fluctuează, Fluctuează de la nu e concurs la altul. constant. Da. Și când ai urcat prima dată pe podium? După Bicaz a urmat încă câteva competiții la care nu m-am apropiat nici de podium. Iar în vară, până în vară, am fost la câteva concursuri și La Pancio ai ridicat, nu? La Pancio ai luat primul podium. Nu. Am mai luat A înainte? fost în vară la Piatra, la Tare ca Piatra. Ah, da, că a Tare fost. ca Piatra am luat locul 3. Să vine întrebarea care am pus-o și lui Costi. Cum te-ai simțit când ai urcat prima dată pe podium? Senzație faină. A meritat efortul? Ai simțit că ai ieșit Da, din tiparele normalității? S-a meritat. Și Deci, experiența în sine cred că ți-a rămas întipărit așa undeva Da, în da. subconștient. Deci are sens să lupți pentru o cauză. Sigur. Da. Ia, să-l întrebăm acum din nou pe Costi, care, normal, el fiind cel mai matur în latura ciclismului dintre noi toți, eu mărturisesc, merg cu bicicleta, dar în ultima perioadă am neglijat. Cum vezi tu ca și perspective în sportul ăsta, cam ce trend cred că o să crească exponențial? Un O trend să ascendent. Deci spre
plăcuta mea surprindere, am constatat că nu numai la nivel de român, la nivel național, ia amploare ciclismul, sportul în sine. A, sunt din ce în ce mai mulți adepți ai... Exact, da, eu raportat la nivel local, nu vorbesc național, dar la nivel național este trendul ăsta. Am văzut foarte multe lume care își achiziționează biciclete și în special mountain bike. Am văzut că sunt și în Roman cursieriști, da, rutieri, da, care merg cu, care folosesc biciclete cursiere. Pentru viteză, pentru... Pentru viteză, da. 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 Dar am văzut foarte mulți care au biciclete de teren. Cu o bicicletă de teren ai o latură mult mai, mult mai complexă de a o folosi. O poți folosi atât pe șosea. Corect, de, spre exemplu, folosi... Da, spre exemplu, sunt care au mers la, până la brevetul de 300 de kilometri. Da. Au fost anul ăsta organizate niște brevete la București, unde a fost de 200 de kilometri, de 300, de 400, 600 și 1000 de kilometri. Deci au fost care s-au dus până la brevetul de 300 de kilometri cu bicicletă mountain bike și au montat cauciucuri fără zimt ca să nu opună rezistență la înaintare. Da, să devii mai înaintare, ușor la... Exact, și înguste, dar cu mountain bike-ul poți să faci și pădure, poți să faci și șosea foarte bine. Da, e un și plus. Și am constatat că și la nivel de roman, chiar de când ne-am întâlnit și l-am cunoscut pe Alex, la rândul lui a venit cu un grup de alergători care merg la maratoane la nivel național și buni și sunt interesați de bicicletă. Deci, automat, am constatat că are un trend ascendent și nu numai la nivel de roman, de neamț, la nivel național. Deci, chiar am observat și am apreciat anul trecut la Picas maraton doi oameni în etate, să zic că aveam în jur de 65 de ani, soț-soție, care au mers la concurs și practic a fost extraordinar. Să vedea efectiv, să citea pe da, fața lor că, bucuria de a participa. Asta spuneau și ceilalți care merg la maratonul clasic, da? Sunt oameni care au niște vârste considerabile și care nu se lasă ușor înfrânți și care luptă și care și-au creat un mod de viață din chestia da. Asta și care în raport cu cei din categoria lor sunt mult mai funcționali și mai luciți și mai... Apropo, avem un concurent care efectiv are un handicap locomotor, deci pedalează practic cu un singur picior. Da, sunt și oameni care depășesc normalitatea. Dar vreau să spun că are o ambiție fenomenală, o ambiție de fier. Deci și eu, înainte am apucat de ciclet, unul din motivele pentru care am făcut-o, am văzut un filmuleț, tot la fel cu soțul, o ajuta pe soție, care tot la fel avea un handicap locomotor, pedala cu un singur picior și avea și o singură mână. Și mi-am spus așa, cum dacă eu sunt un om normal, Dumnezeu mi-a dat... Totul să... Da. Cum să nu pot să fac eu ciclism? Hai să fac ciclism. Automat te raportez dacă persoana respectivă poate... Sigur, eu de ce n-aș putea? Eu sunt obligat să pot. Eu de ce n-aș putea? Da. Anul ăsta, o chestie care a fost tare, tare simpatică. Deci este un bătrânel de 75 de ani, care locuiește în Ploiești, a venit să concureze la Târgu Ocna, cu o bicicletă închiriată. Deci, efectiv, a venit cu trenul până în Târgu Ocna, a închiriat o bicicletă, a căutat, a găsit și a concurat cu bicicleta. Ce asta spune că dacă vrei să participi, nu există opreliști. Nu există. Deci nu există limite. Cum spuneam mai devreme, limite de vârstă sau în momentul în care o faci din pasiune, faci. Absolut. Da, pe asta încercăm și am încercat mereu în cadrul acestei emisiuni, în cadrul acestui post de televiziune, să venim cu toate sporturile sau, mă rog, aproape toate, că nici eu nu sunt chiar atât de matusalemic în sport să-i cunosc pe toți, o să am o vârstă așa majoră, dar să, de exemplu, de sportul vostru strict, mă refer aici de MTB Roman, nu avem la cunoștință, nu avem toate datele astea și v-am invitat ca să ne explicați concret cum s-a dezvoltat mișcarea în sine, gradul de participare competițional și aici am descoperit cu plăcere că suntem reprezentați la nivel național destul de bine. Și chiar am început și să fim cunoscuți. E păcat să nu scoatem în evidență lucrurile pozitive din toate domeniile pentru că prin asta extrapolăm la ceilalți, cei tineri, ca să adopte și un stil de viață sănătos. Tu, Alex, ca și membru al grupului, ce recomanda celor tineri? Cum vezi tu un potențial câștig din sfera asta?
Eu ezit să dau sfaturi de regulă, dar nu știu, cred că toată lumea ar trebui să facă ceea ce îi face plăcere la urma urmei. Dacă îți face plăcere să stai în fața unui monitor, da, eu mă refer aici la ce am gândit, ca să explic mai concret, la puterea exemplului. Pentru că în societatea modernă exemplele negative se propagă mult mai facil decât exemplele pozitive, da? Și de ce? Îți explic. Sau încerc. Voi ca și grup, am o întrebare. Ați mai apărut pe televizor? Nu. Interesul nu e ăsta, interesul e să... Nu, am să ajung imediat la ceea ce vreau să demonstrez. Dacă nu sunteți cunoscuți și încercăm să dăm un exemplu pozitiv, cum altfel se putea face acest lucru? Pentru că noi cerem copiilor să nu facă anumite chestii, da? Vorbeai de tabletă, da? De sedentarism. Tu, care ai spus prin propria exprimare că ai suferit de chestia asta, da? Ai găsit un refugiu și o mântuire prin sport, da? Exemplul tău crezi că poate genera alte și alte, să zicem, alegeri de genul ăsta la cei mici? Răspunsul simplu ar fi da, dar un răspuns puțin mai detaliat, dacă pot spune așa, da, ar fi fiecare face ce simte. Da, să facă fiecare ce simte, dar cum am mai subliniat, în contextul în care fiecare are de unde percepe mai multe elemente și de unde alege să facă ceea ce simte. Ca să practici ceva, trebuie să cunoști că există domeniul respectiv. Legat de puterea exemplului, poți să relaționezi, știu că funcționează ca o ustensilă de a schimba o mentalitate. Dar nu e destul să vezi pe cineva pe sticlă, să te apuci de o chestie. Trebuie să o faci și tu și să-ți placă, să găsești ceva care rezonează în tine, ca într-un instrument care... un sunet sau face o armonie acolo. Dar s-ar putea ca cineva să meargă mai mult spre skate, spre longboard, cum am văzut foarte multă lume în roman. Deci tot un sport e. Ideea e să facă mișcare. Da. Și Armstrong, când a ajuns pe lună, sunt pas mic în univers, sunt pas uriaș pentru omenire. Deci ideea este să încercăm să mediatizăm latura mișcării și să tinerii să aibă cât mai multe domenii din care să aleagă și să practice, că asta e ideea. Tu, David, printre colegi așa, ai văzut o deschidere mai mare spre ciclism, spre sport, spre că tu ești cel mai tânăr din grup și ai o relaționare mai directă cu cei tineri. Ca și colegi, mai iesi câteodată, așa, 5-10 km prin oraș, dar să iasă așa din oraș sau să meargă 20, 30, 40 km, de exemplu... Da, e mai dificil pe distanțe mai lungi. Nu. Așa ca și colegi n-am văzut. Dar ca și în alte școli, în alte licee, sunt care... Deci există tineri care aplică latura asta a sportului. Da, ok. Acum, vreau să-l întreb pe Constantin, pentru viitor, cam ce latură competițională s-ar... Deci intenționăm, deja am demarat anumite activități ca să organizăm, să introducem la nivel național, cum am mai pomenit, un circuit. Un circuit în zona română. Un circuit în zona română. Fiind ajutat și de relieful care l-avem aici și o să încercăm să atragem cât mai mulți sponsori, dacă se poate numi așa. Da, pentru că trebuie subliniat aspectul că în momentul în care organizezi o competiție, cum am văzut și sâmbătă trecută la fosta sală OZR, concursul de powerlifting, nu știu dacă știți că s-a desfășurat la Roman și au venit și din țară foarte mulți, necesită niște cheltuieli, pentru că nu poți să aduci un om aici fără să nu-i asiguri o cupă, o diplomă, sigur, o medalie de chestie, participare, o medalie, eventual o cazare, ceva de genul. Sigur că da. Și într-adevăr, necesitatea sponsorizărilor este clară, este indiscutabilă. Eu din punctul meu de vedere aș vrea să fie totuși, să încercăm să facem o pepinieră de, ca să spun așa, recrutare de tineri către sport. Bun, și dacă tinerii ar dori, să zicem, să înceapă acest gen de mișcare, cum vă pot contacta sau care ar fi relaționarea? Cum pot lua legătura cu voi? Deci foarte simplu, MTB Roman e rețeaua de socializare care o folosește toată lumea.
Și ne găsești foarte pe Facebook, da. Da, e o chestie facilă. Da, dar trebuia făcut un anunț să cunoască, pentru că, în general... Ce se întâmplă? Noi nu prea suntem cunoscuți. Unul din motive și principalul motiv este că ne antrenăm numai pe, prin păduri. Deci dacă ne vede, nu numai... sunteți la vedere. Exact, mă vede de la domiciliu și până eventual ies prin Nicolae Bolcescu, după care mă pierd. Corect. Nu mă vede nimeni. Da. Ăsta e și un motiv pentru care nu suntem văzuți, pentru că nu facem ture prin oraș. Hai să mai subliniem o dată aspectul ăsta, să înțeleagă. Deci, în afară de aspectul că e latura sportivă, fenomenul mișcării și așa mai departe, e și latura artistică, latura frumoasă a peisajului. Și sigur, care, sigur. Deci, câștigurile nu sunt doar pe un singur plan, sunt multiple și ar multiple. Fi păcat să nu încercați să generați și genul ăsta de mișcare, pentru că este unul complex, unul care, cum am mai spus, relefează nu numai și chiar o legătură cu natura. Sigur că da, respiri un aer curat, oxigenez plămâne, că n-am fumat niciodată și nici nu o să fumez, chiar nu încurajez tinerii să fumeze. Și pe lângă și asta e deplasarea într-un punct în alt. Eu merg în fiecare zi cu bicicleta la birou. Deci te deplasezi. Da, poți să faci chestia asta. Înlocuiești mașina, ești corect, eco-friendly. Și realizăm mai multe aspecte. Nici nu mai poluăm, nici sigur, nu mai... Sigur, deci, alternativ de deplasare. Corect. În orașele civilizate, prin Olanda, prin bicicletele, sigur sunt că da, singura. Cel mai uzitat mod de transport. Asta exact, știu da, cert. Da, da. La noi, datorită infrastructurii, ar fi ideal dacă am reușit să mai fluidizăm traficul cu ajutorul bicicletelor. Sigur că da, sigur da. Dar nu sunt condiții deocamdată, nu ne permite latura financiară, probabil. Da. Să... Cel puțin în Romană este o singură pistă de bicicletă care duce undeva la ieșire spre Salna. Da, știu, acolo a fost conturată pista de da, bicicletă. Și în altă parte e foarte greu ca să faci piste de biciclete și chiar să fie utilizabile. Mă uitam și la nivel de Iași. Au multe piste de biciclete și... Dar nu știu dacă funcționalitatea lor exact, este... Exact, exact. E foarte greu, pentru că mentalitatea deocamdată la nivelul nostru în privința asta este foarte scăzută. Deci nu înțeleg chiar importanța fenomenului, sportului. Da, da. Și noi încercăm prin, cum spuneați mai devreme, prin puterea exemplului, să propagăm această latură a sportului. Vrem să atragem de partea noastră cât mai mulți tineri în special. Și nu numai tineri, din toate da, categoriile de vârste care să practice. Să practică la toate categoriile, mai ales că Alex s-a apucat, la ce vârstă te-ai apucat, Alex, de fapt? Păi, la 31. Eu merg cu bicicleta de mic. Da. Știu să merg pe bicicletă, dar n-am mai avut o bicicletă de vreo câțiva ani. Acum mi-am luat-o abia anul ăsta și mi-am luat ceva care sper să fie o primă bicicletă dintre multe deci, alte. În sportul ăsta concret, da, a intrat la o vârstă destul de matură, să zic așa, 31, nu? Da. Că de mers cu bicicleta, poate toată lumea are în viața da. Asta oportunitatea să o facă, dar să o facă și ca mod de viață, nu toată lumea aplică, da? Mai puțin. Da? De aici se concretizează vârfurile în domenii. Pentru că se separă cei care devin practicanți acerbi, ca și voi, de cei care efectiv n-au decât așa, să zic, utilitar de aici colo sau chiar deloc. Și atunci complexitatea sportului ăsta e și din faptul că, repet, se dezvoltă o mișcare benefică, dezvolți și o mentalitate puternică, da? Cum povesteai că vedeai în fața ta că deau mizerie și astea și la un moment dat nu mai băgai nimic în seamă pentru că rămânea ce era natural și așa instinctul. Adrenalina. Corect. Și latura naturii, de a înveți să mai trăiești în paralel cu natura și să mai protejăm natura, practic. Și acolo avem o groază de probleme care sunt arhi cunoscute și care nu se vor rezolva prea curând, din păcate, ca să subliniez așa. Dacă se va realiza circuitul de la Roman, să zicem așa, să dea Dumnezeu să fie treaba în regulă și să realizăm, o să avem oportunitatea să vă vedem la lucru acasă, în mod sigur. Clar, competițional, că voi oricum vă antrenați da, și vă ca și organizator, probabil nu o să vă putem concura, pentru că implică foarte multe activități ca și organizator. Deci eu mă uitam, vrei, nu vrei, am început să discut cu echipele mari, cel puțin de la nivel de Moldova, Piciu Team sau, mă rog, băieții de la Elephant Bike, unde face parte și Juncu Bogdan.
ca și organizator trebuie foarte multe activități făcute ca să iasă super ok, începând de la marcarea terenului, se organizezi până la voluntar și așa mai departe. Da, este foarte realizabil. Important este să vrem. Important este să vrem, să fie voie. Să stai liniștit că una dintre activitățile astea o să fie să venim aici și să vorbim despre... Mai în preajma evenimentului, când o să avem mai multe informații. Absolut, cea mai mare plăcere, pentru că trebuie să informăm telespectatorii cu toate activitățile care se desfășoară la Roman. Alex, cam cum se desfășoară un antrenament? Uite, ca să nu... Să dăm așa din casă, cam cum se... Păi, David mă sună pe telefon, hai să ieșim. Costi și el pe acolo, pe același grup de WhatsApp, pe același grup de Facebook, am stabilit o oră și am dat pedală. Nu stăm pentru că așa te iei cu altceva, stai, mai stăm jumătate de oră. În momentul deci, când te-ai apucat de treabă, e bine să fii focusat pe treaba respectivă. Asta e traseu. Da. Dar vă stabiliți lucru... anterior un traseu? Stabilit la zi la zi sau... Eu oricum am făcut puține trasee. În general e ad hoc, în funcție de cine o să participe. Deci vă înțelegi ca și grup. Sigur că da. Nu există un șef sau... E o relaționare democratică, ca exact, să spun da, exact, toată lumea, are un cuvânt de spus. Exact, da. Corect. Stabilim de comun acord. Unde vreți să mergem, băieți? Vreți să mergem acolo sau acolo? Acolo plecăm. Pregătiți pe latură tehnică. E cineva care este și dă niște sfaturi tehnice mai profunde, mai experimentat, cum ești tu, Costi, sau cum se produce? Da, asta? Din grupul nostru... pot să spun că sunt eu, dar mai a rămas cu Cezar, Sorin Husaru, deci mai sunt băieți care practică și care au practic și la care ai ce învăța. Experiență competițională. Experiența o capăt prin concursul efectiv. Da, aia este cea mai bună experiență. Pură formă de a-ți evalua. Exact, dar nu avem încă deocamdată un antrenor care să ne antreneze. Citesc cărți, în schimb, urmăresc filmulețe de... În țara așa se practică cu antrenori, cu sigur că da, asociații mari. Sigur cu... că da. Sigur că la Bike Expert, de exemplu, au Scott Geiger, Elephant Club, Piciu Team. Deci au antrenori efectiv cu care să pregătești, chiar au rezultate. Și am vrut să ajung și aici. De exemplu, noi am plecat cu forțe proprii, ne antrenăm singuri, pe unde putem, și ne-am făcut cunoscuți la nivel național. Deci MTB Roman, în momentul în care mergem la concursuri... Deja e sigla cunoscută, da? Da, sigur. Deci reprezentat și chiar David e foarte bun și este curtat de o echipă din apropierea noastră. Deci o să ajungă mare, da, să puțin așa. Știți ce mă uimește? Și cei de la culturism, și cei de la Scandenberg, și cei de la... cei din Roma sunt arondați la un club din Târgu Neamț. Da. Da, deci sunt legitimați la un club din Târgu Neamț și sună ciudat. Romanul totuși știam eu cândva că ar fi un pic mai mare decât Târgu Neamț. Da. Da. Și asta e situația deocamdată. Să sperăm că sunt doar situații de moment. Eu sper să generați un plus și să atrageți cât mai mulți colaboratori, colegi. Și pe viitor să discutăm și de proiectul la Roman și să-l puneți în practică. Datorită faptului că timpul este limitat, o să încerc să închei cu următorul îndemn. Haideți să facem mișcare indiferent de natura ei. Dacă considerați că vă regăsiți în genul ăsta de mișcare, luați legătura cu băieții de la MTB Roman și treceți la treabă. Seară plăcută! Bună seara! Seara.